Camelia Voiculescu a fost declarată cea mai puternică femeie din mass media la gala premiilor revistei Capital, care a premiat în acest an femeile de succes din țara noastră. Iar printre româncele premiate pentru cariere de excepție în diferite domenii s-au numărat și Simona Halep, Maia Morgenstern, Monica Pop și colega mea, Alessandra Stoicescu. Dacă până acum revista Capital premia doar femeile care se aflau în top 300 al celor mai bogați oameni, anul acesta a organizat un eveniment în cadrul căruia au fost celebrate femeile de succes din cele mai diferite domenii. Camelia Voiculescu, acționar și președinte al Intact Media Group, a primit premiul pentru cea mai puternică femeie din mass media. Camelia Voiculescu, cum spuneai, mi-a fost colegă în redacție acum 19-20 de ani, pentru că principiul sănătos al profesorului Voiculescu a fost că fetele trebuie să înțeleagă business-ul. Este un om care merită aplauzele dumneavoastră, care a supraviețuit și mai mult decât atât, a învins, pentru că succesul este cea mai bună răzbunare. Și ea, dacă vreți, s-a răzbunat astfel prin succes. Vă mulțumesc în numele Cameliei Voiculescu. Iar Alessandra Stoicescu pentru cea mai influentă femeie din media. Sunt de emoționată pentru că e poate lucrul pe care ți-l dorești cel mai mult. Să ai influență, să poți să faci lucruri bune. Și această titulatură de cea mai influentă femeie din mass media înseamnă că am făcut bine ce am făcut în ultimii 25 de ani și voi face în continuare. Premiată a fost și Anca Vlad, președintele unei rețele farmaceutice, prima femeie din topul celor mai bogați 10 români, cu avere de peste 360 de milioane de euro. Premiile au fost înmânate de ministrul justiției Ana Birchel, care a premiat-o și pe Elisabeta Moraru pentru performanța de a fi directorul general al unuia dintre giganții internetului. Maia Morgenstern a fost și apreciată pentru întreaga carieră și a primit distincția de la ambasadorul Israelului, David Saranga. E o floare, o floare fragilă și o floare care va dura. E recunoaștere, e semn de prietenie. Care este cea mai importantă calitate pe care trebuie să aibă o femeie pentru a spera să fie destul? Răbdare. Monica Pop a fost premiată pentru performanțele sale din domeniul sănătății. Să știți că femeile nu se compară cu bărbații, dar deloc. Absolut deloc. Și dacă mă duceți într-un spital legată la ochi, deci să nu știu unde este, eu vă pot spune dacă acel spital e condus de un bărbat sau de o femeie. Eu aș pune femei în foarte multe poziții de cheie și bărbații să fie subalternilor. Simona Halep a fost premiată pentru cariera ei sportivă excepțională, judecătoarea Dana Gârbovan pentru activitatea din justiție, iar Corina Crețu pentru cea din domeniul politic.